Treabă. Wow! Ia. Ia uitați! Wow! Wow, wow, wow! Cât de bine arată! Ce culoare Miami. Ai! Sunt minunate. Sunt cum gata. Au ieșit! Ia uitați! S-au făcut, sunt gata. Da. Trebuie să le scoatem. Păi gata, o să oprim fumul și le scoatem. Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vom pregăti pulpe afumate. Ia uitați! Deja le-a pregătit soția. Le-am ținut 12 ore în apă cu sare și am pus 9 grame pentru fiecare litru de apă. Deci 9 grame de sare neiodată. Și le-am ținut așa 12 ore. După aceea am făcut o infuzie din acest condiment în care am ținut pulpele timp de o oră. Și acum sunt gata de pus la uscat în afumătoarea de la Drevos. Iar cei interesați, găsiți un link și în descriere de unde puteți achiziționa această afumătoare. Acum mai am de legat pulpele. Am făcut aici ațele și le voi pune la afumat. Mai întâi de toate, nu uitați să lăsați și un like la acest videoclip, să dați un share, eventual să afle și prietenii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc frumos și rămâne să vedeți cum vor ieși pulpele. Eu m-am apucat să le leg. Facem un nod așa. Și agățăm aici de picioruși. Hai că între timp cât le legi tu, eu pregătesc afumătoarea, voi pune rumeguș. Da, cam așa arată. Revenim de la afumătoare. De ce mi-e un teomiț? Acest miroase a ceva bun? Hai că îți dăm și ție. Îți dăm un pulpan și ție. Da, da. Gata, hai să așezăm pulpițele în afumătoarea de la Drevos. Am aici cârligele. Ia uitați ce bine arată. Yummy, yummy. Iar acum le vom lăsa timp de o oră la uscat, la o temperatură de 70 de grade. Și vom da drumul la fum în momentul în care începe să iasă grăsimea din ele. Gata, acum vom da drumul la uscat, pulpele. Ia uitați, acest furtunel, dacă puteți să-l prindeți cumva într-o parte ca să nu se atingă de acest tank de fum. Deci, el se încinge și poate topi acest furtunel. Eu l-am prins așa, într-o parte, cu un cârlig. Am dat drumul la afumătoare, power, convecția, este ventilatorul și dăm drumul și la rezistență. Acum vom seta temperatura la 75 de grade. Dăm pe set. Ia uitați, 75. Ne vom uita din când în când să vedem dacă s-au uscat, dar sper ca într-o oră să fie gata. Haideți să mai verificăm. Să vedem dacă s-au uscat. Wow! Da, ia uitați, a început un pic grăsimea, se curgă. Ce bine miroase. Deci s-au uscat, trebuie să dăm drumul la fum acum. Ia uitați, pornim compresorul și dăm drumul la fum. Îi dăm și din partea cealaltă. Gata, a pornit fumul, ia uitați. Asta e.
Să știți că toate produsele din comerț nu sunt afumate normal la fum. Au ceva arome care vă dă acea senzație că este afumat. Dar aici este totul făcut la fum. Ați văzut? Am pus rumeguș, am pornit fumul acum. Am avut alarma pusă ca să mă uit să văd dacă s-au făcut, pentru că noi am lucrat la un gard aici în spate. Și vă dați seama că m-am dat după treabă. Wow! Ia! Ia uitați! Wow! Wow, wow, wow! Cât de bine arată! Ce culoare! Sunt minunate. Sunt cum gata. Au ieșit! Ia uitați! S-au făcut, sunt gata. Da. Trebuie să le scoatem. Păi gata, o să oprim fumul și le scoatem. Ia uitați, pentru a stinge focul, opriți compresorul. Lăsăm așa puțin. O să iasă puțin fum și pe aici și vom turna apă. Este foarte simplu. Ia uitați. Bun. Cam asta este tot. Este minunată această afumătoare. Vă recomandăm cu mare drag să achiziționați. Da, face ceva extraordinar. Da, da. Un gust nemaipomenit. Deci v-am zis, în comerț nu o să găsiți gustul care îl face această afumătoare. Pentru că în comerț încearcă mai mult să vă dea ceva cu aromă de fum. Nici de cum nu se afumă la fum de lemn. Natural. Mai las puțin să iasă fumul, deci las ventilatorul și... După aceea urmează să le scoate. Abia aștept. Ce să mai zic. A, uitați. Acum s-a mai dus fumul și le vedeți mai bine. Mai bag o dată în fum aici, ia uitați. Cât de bine arată. Abia aștept să gust. Sperăm că nu vă face poftă, dar arată minunat. O culoare superbă cum a prins. Ia uitați, oameni buni, cum a ieșit. Și acum să degustăm, să vedem dacă este făcută bine. Ia uitați. Wow! Cât de bine se desprinde! Uitați! Foarte bună! Nemaipomenit, foarte bună. Nu uitați, dacă sunteți interesați de această afumătoare, veți găsi în descriere un link către aceste afumători. Bun, nu mai vă rețin ca să nu vă fac poftă. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Nu uitați să lăsați și un like, eventual să dați și o distribuire, poate... Vor să vadă și prietenii dumneavoastră această rețetă. Eu am fost Dani și vă spun la revedere și ne vedem la un nou videoclip.